mușa mea. Era răsfățata mea, era fata, fata ta. Ce plânge e de bani mine, că a plecat de lângă mine. A plecat fetița mea și ce plânge inima. Poate și ce plânge inima. Câteva cuvinte la cunoșteați și ce... Da, am lucrat la primărie până acum 2 ani, pe fonduri europene. Era o fată bună, cu minte, sufletistă, cu tot colectivul se purta bine, frumos. În comună tot la fel, era o fată foarte, cum se cade, foarte bună, foarte respectoasă. Ce credeți că s-a întâmplat până la urmă? De ce? Nu pot să știu, nu știu ce s-a întâmplat între ei, decât că știu că era dragoste, dar nu pot să mă pronunț eu ce s-a întâmplat și ce a fost între ei, decât îl vedeam pe băiat pe aici, că venea și mai rămânea și pe aici, stătea pe la fată, deci se iubeau, după câte am înțeles. Cum sunt oamenii din localitate, cum au fost? Cu jale, cu foarte mare jale. Cred că tot satul a venit azi la mare. Da, tot satul este, aproape că tot satul, suntem în doliu. Din cauza, e o tragedie pentru această familie, fiindcă acum 2 ani am mai murit și un băiețel, tot la vârsta de 23 de ani, și acum iarăși fetița care exact în floarea vieții. Durere foarte mare, da. E tragic ce s-a întâmplat, toată lumea, tot satul plânge, toată comuna. Și... Deci a lucrat la primărie, era la facultate, o fată nu exemplu pentru comunitate și pentru toată lumea. Este, dar ce să-i facem noi? Cea mai mare durere. Ce e mai rău ca asta, ca să spiei un copil? Cât e de durere? Pentru copii trăiești totdeauna. Asta e scopul vieții. I-a retezat odată, i-a retezat și a doua oară, de nu mai poate să mai meargă pe pământ. Rău. Mai pierdut. Da, mai pierdut la 23 de ani, tot ca și fata, acum 3 ani. Da, mamă, așa e. Și au pierdut al doilea copil tot la vârsta de 23 de ani. Așa e. E durere foarte mare. Mi pare rău. O cunoașteați? Pe... Da, eu stau în Târgoviște, dar să știți că îi cunosc familia foarte îndurerată. Mi pare rău. Tocmai de la Târgoviște ați venit? Da, da, suntem un pic de rudă. Soțul meu, care și el a murit. Durere foarte mare. Durere foarte mare. Ne pare rău la toată lumea de ceea ce s-a întâmplat. Mare durere, doamnă, pentru... Da, foarte mare durere. Noi suntem la câteva case de ea și era o fată foarte bună, foarte respectoasă cu toată lumea. Dacă putea ajuta pe... Era foarte... Eu am și eu două fete și erau prietene. Și chiar de 8 martie a venit la noi. Foarte mare durere, să știți. Toată lumea regretă pentru ea. Nu vedeți, au venit din... Poate și cine a cunoscut-o și cine n-a cunoscut-o, doar că a auzit. Din toate satele vecine au venit pentru ea. Familia este greu încercat, al doilea copil... Da, pe... foarte greu, dar abia nu trecuseră decât 3 ani în februarie, da. Și tot nu era rana vindecată, că nu se vindecă niciodată, nu e greu să uiți un copil. Cel mai greu e pentru o mamă și pentru ei ca părinți, pentru fata lor. Ați prins-o pe Alexandra, erați primar când a lucrat. Eu m-am angajat-o. A fost expert local de romi, a fost o subvenție pe 2 ani de zile, plătită de Partida Romilor și, dacă nu mă înșel, a expirat în ianuarie 2012. Cum era Alexandra? Cum ați cunoscut-o? Foarte isteață, foarte aproape de romii ei de aici. Pe mine m-a ajutat foarte mult din punct de vedere al anchetelor sociale, că ea, ori de câte ori era nevoie, se implica la realizarea anchetelor sociale, la legea 406. Mare suferință pentru părinți. Da, da. Foarte mare suferință. Îi cunosc foarte bine și pe cel mic și pe ea. O admiram foarte mult
dar Dumnezeu a vrut să o ia acolo sus și ce pot să spun mai mult? Regret. Știați de povestea lor de dragoste, se iubeau? Știam, chiar știam, vorbisem cu tăticul ei de sărbători, dacă nu mă înșel, în decembrie și îmi spunea că știam că sunt împreună la Caragiale. S-au mutat la el și am înțeles că n-a, mă rog, probleme părinți, soacra sau mama băiatului nu prea era de acord și știu că mi-a zis tăticul ei, Pârșă, Costel, că zice, bă, n-am ce să fac, o aduc acasă. Dar el chiar dorea să se mute la el. Zice, bă, până la urmă, zice, sunt de acord să vină la mine, dar era și el un pic mai orgolios, Marius, și zice, bă, vreau să am casa mea, familia mea. Întâmplător și soția mea a vorbit cu el joia trecută, înainte de... Au venit de la Moreni împreună, la ocazie, și, mă rog, n-au pus problema relației între ei doi. Dar știu că se iubeau. Dumnezeu s-o ierte! Dumnezeu s-o ierte! Mai Doamne, că mi-aduce lumea flori!